și frasistoror, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, capitolul 7. Voi citi de la versetul 1 la 10. Evanghelia după Luca, capitolul 7, primele 10 versete. Să ascultăm acest pasaj biblic. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâne iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul său. Aceștia au venit la Isus, l-au rugat cu tot din adinsul și i-au zis, face să-i face acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă, când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai ostene atâta, pentru că nu sunt vrednic să intre sub acoperământul meu. De aceea, nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Că și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub stăpânire ostași. Și zic unuia, du-te și se duce, altuia vino și vine. Și robului meu, făcut are lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors prin orodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Amen! Iubis, și surori, domnilor și domnilor, în istoria sutașului și a robului său care era bolnav pe moarte, ne putem găsi pe noi, pe fiecare. Putem găsi casele noastre se pot găsi multe biserici locale și se poate găsi omenirea întreagă de fapt. Când acest ofițer roman a apelat la Mântuitorul Iisus Hristos pentru un rob la care ținea foarte mult și când a vorbit prin trimișii bătrânii lui Israel care s-au apropiat de Iisus în favoarea Sutașului, când el a vorbit, deci și când s-a rugat, a revelat și l-a determinat pe Isus Hristos să rostească aceste mari cuvinte. Adevărat vă spun că n-am găsit în tot Israelul o credință atât de mare, spune Luca, sau așa de mare, spune Matei, pentru că acești doi evangeliști relatează acest eveniment. Credința despre care vorbește Mântuitorul Iisus Hristos, frașesorilor doamnelor și domnilor, este încrederea. Este forma de credință devenită încredere, trust, încredere. Adică, sutașul acesta a urmărit se vede îndeaproape viața Mântuitorului Iisus Hristos și treptat, 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 s-a încre încrezut tot mai mult în el, tot mai mult în el, până când iată ce mărturisește Iisus Hristos. Când ne uităm în paginele Sfintelor Scripturi, vorbind despre măsurarea credinței și singura credință care se poate măsura, deci vă rog să notați acest adevăr, singura credință care se poate măsura este credința devenită încredere. Ce înseamnă aceasta? Pe măsură ce cunoști Cuvântul Domnului, pe măsură aceasta te încrezi tot mai mult în Dumnezeu. Încrederea se poate măsura. Credința mântuitoare nu se poate măsura, darul credinței nu se poate măsura, credința ca rezultat a Duhului Sfânt nu se poate măsura pentru că este dată o măsură fiecăruia, spune Sfânta Scriptură. Și aceea nu mai crește, nu descrește, este măsura cu care ești mântuit. Dar încrederea noastră trebuie să meargă crescând. Când ne uităm în paginele Sfintei Scripturi să vedem cum se măsoară, Încrederea, deci credința devenită încredere, găsim patru aspecte distincte. Primul, sunt oameni credincioși în sensul mântuiți, dar lipsiți de credință, lipsiți de încredere. Marcu 4 cu 40, Luca 8 cu 25. Iisus Hristos vorbește cu apostolii săi, care la un moment dat erau în această stare. Tot n-aveți credință. Deci nu erau nemântuiți, nu aveau încredere. Așa cum de multe ori se întâmplă cu noi. Doi, este credința puțină, Matei 14 cu 31. Iisus Hristos se adresează lui Petru și îi spune, puțin, credinciosule, de ce te-ai îndoit? Trei, este credință mare, Matei 15 cu 28. Este femeia aceea feniciancă căreia Iisus Hristos îi spune, o femeie mare este credința ta. Și apoi, este o credință așa de mare, atât de mare este credința acestui ofițer roman. Cum am spus, este încrederea. De ce are acest ofițer roman o credință așa de mare? Ce l-a determinat pe Iisus Hristos să facă această mărturisire? Sunt opt lucruri despre credința acestui ofițer. Am să vi le enumer înainte de a intra în subiectul propriu zis. Primul, sutașul era un om etic. Era un om moral. Luca 7, 4 cu 5. Face să-i faci binele acesta că se portă etic. Iubește neamul nostru. Deci este un om etic, moral. 2. Sutașul a crezut în autoritatea supremă a lui Isus. Luca 7 6 la 8. S-a adresat unea care putea să-l ajute. 3. A crezut în autoritatea absolută a cuvântului lui Isus. Matei 7 cu 7. Zi un cuvânt și mi-a mi ajunge. 4. A crezut în puterea mijlocirii. Matei 7 cu 3. A trimis pe bătrânii lui Israel să se roage pentru el în cazul de față. 5. A avut o atitudine de respect și dragoste pentru evrei. Nu era un antisemit. Dumnezeu nu iubește antisemiții. Acesta nu era un antisemit conform Luca 5, 7 cu 5, iubește neamul nostru. Și datorită acestui fapt, pentru că iubea poporul evreu, și sper că mă aud mulți spunând acest adevăr, repetând acest adevăr biblic, pentru că iubești poporul evreu, intri în binecuvântare. Geneza 12 cu 3. Cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. 6. A avut o credință practică, adică a împlinit ce a crezut cu fapta. A zidit sinagogă. N-a eu, iubesc neamul acesta, dar n-a făcut nimic pentru el. Practic. Șapte. Era un om cu. un om care respecta autoritatea, Luca șapte cu opt, și înțelegea ce înseamnă autoritate delegată. Deci, el respecta autoritatea romană și el, la rândul lui, avea autoritate, era delegat de poporul, de Cezarul roman, ca să fie putere în Israel. Și opt. Practica smerenia și respectul pentru semen. Nu veni în acop, sub acoperământul meu, spune în Luca, 7 cu 6. Dar cu toate că acest ofițer roman are o credință așa de mare, el este un om în criză. El este un om cu probleme. Așa cum probabil ești tu în dimineața aceasta. Criză în familie, crize emotive, o epidemie de depresie, crize morale, crize de sănătate, crize materiale, crize sociale, crize relaționale. Cine nu este în criză? Deci un om cu credință așa de mare poate să fie în criză și este deseori în criză. Toți sfinții lui Dumnezeu au fost în criză, în probleme. Întrebarea este aceasta: se poate ieși din ea? Se poate ieși din criză? Se poate să avem biruință când suntem în criză? Chiar dacă avem credință așa de mare? Sigur că se poate. Sigur că se poate. Acest ofițer roman a ieșit din criza lui. Tu, în dimineața aceasta, sau în ziua de astăzi, când asculți acest mesaj dacă pui la inimă cuvântul lui Dumnezeu, vei putea ieși din criză dacă te încrezi în Dumnezeu, așa cum a făcut-o el. De aceea, haidem împreună, frați și doamnelor și domnilor, să urmărim pentru ridicarea credinței noastre, pentru îmbărbătarea noastră, un mesaj pe care l-am intitulat Criză și credință. Criză și credință. Și potrivit textului pe care l-am citit, deci din Luca, capitolul 7, primele 10 versete, să vedem trei adevăruri care sunt reflectate în acest pasaj biblic despre care vorbește Iisus Hristos, despre care vorbesc doi Apostol și care vorbește, pasaj vorbește despre credința noastră, despre crizele noastre, despre problemele noastre, despre felul în care noi venim înainte lui Dumnezeu. Și primul adevăr pe care îl vorbește Biblia în acest pasaj este o condiție universală. O condiție universală. Aici vorbim în primul rând despre un rob care este bolnav. Dar în condiția acestui rob bolnav veți vedea și vom vedea că de fapt este condiția omenirii. Este condiția omenirii reflectată în trei aspecte distincte. Primul aspect. Omul acesta, robul acesta, este într-o situație descurajantă. Deci prima condiție, o situație descurajantă. Luca 7 cu 2a sau partea întâi versetului. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav. Este o situație descurajantă. Două lucruri îl caracterizează pe acest om. Este rob și este bolnav. Și aceasta este caracteristica omenirii de astăzi. Robi și bolnavi. Robi și bolnavi. Rob la multe dependențe, adicții. Robi la bârfă și la clevetire, rob la alcool și la pornografie, rob la minciună, rob la idolatrie, rob la imaginație murdară, rob la ură și neiertare, rob la lăcomie, rob ai modei și ai fuduliei, rob ai eu chiar ai influențelor demonice. Dar când ești rob și bolnav, trup bolnav, relații bolnave, emoții bolnave, sentimente bolnave, dorințe bolnave, gânduri bolnave, atitudine bolnavă, voință bolnavă. Cum spunea Chuck Swindoll într unul din predicele lui, trăim într-o societate în care, folosind expresia americană, dog eats dog, un câine mâncă pe alt câine, s-au tradus pe românește, cel mai mare îl mâncă pe cel mai mic, în societatea aceasta. Suntem în mijlocul unei omeniri bolnave robită și bolnavă. De aceea situația ei este o situație descurajantă. A doua descriere este o situație disperată. Matei intervine cu un amănunt în plus. Uitați-vă ce spune Matei, Matei 8 cu 6. Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Elementul în plus pe care îl aduce Matei este acesta. De fapt, sunt două aspecte în plus. Matei ne spune ce suferă omul acesta. Ce s-a întâmplat cu omul acesta? A paralizat. Pentru că spune, este slăbănoc, este paralizat. A paralizat. Și al doilea lucru pe care ne-l spune Matei este că, pe lângă faptul că a paralizat, suferă cumplit. Și de ce spune, se chinește cumplit. Este un chin fizic și este un chin mental. Pentru că știe în ce condiție este. Eu știu despre. Uh, un frate dintre al noștri care într-o dimineață și-a condus soția la uh, mașină ca să plece la serviciu, s-a întors în casă și se vede că abia a închis ușa și a făcut stroke, infarct cerebral. Dar din care a și murit. Când a venit soția de la serviciu l-a găsit mort în fața ușii dar se vede că nu a murit în momentul în care a făcut strocul, infarctul cerebral, pentru că a fost conștient de ce s-a întâmplat cu el. S-a străduit, s-a putut constata, s-a străduit să deschidă ușa. Degetele lui erau plini de sânge, a zgâriat ușa, încercând să se ridice și să ajungă la clan să se deschidă ușa și poate că îl găsește cineva și îl vede și îl duce la doctor. Și a murit zgârind ușa și totul era plin de sânge. Robul acesta, este în această situație, o situație disperată. O situație disperată. Paralizat, dureri cumplite și un chin mental extraordinar. Pentru că știe în ce condiție se află. Și așa este situația celor mai mulți dintre noi. O situație disperată. De ce? Pentru că sunt dincolo de ajutor omenesc, sunt dincolo de a se putea ajuta și pe lângă faptul că sunt dincolo de ajutorul meu și dincolo de a se putea ajuta, sunt într-o condiție în care mental și la nivel de conștiință sunt chinuiți pentru că nu se pot ajuta și nu pot fi ajutați. Este un chin cumplit, este un iad în mintea lor. Și în situația aceasta se găsesc paralizații, pentru că acest om este paralizat sunt paralizați de tăria bolii fizice, sunt mulți, sunt paralizați de lungimea sau durerea durarea în timp a bolii fizice. Sunt paralizați de neieșirea din necaz. Sunt paralizați de neieșirea din sărăcie. Sunt paralizați de abuzul din familie. Sunt oameni paralizați de ură, de mânie, de chinul răzbunării. Sunt oameni paralizați de o criză cumplită a relațiilor de familie. Sunt oameni paralizați de puterea păcatului ascuns la care se întorc mereu și mereu și mintea lor, conștiința lor este un chin că nu se pot lăsa de el. Paralizați. Sunt paralizați de singurătate. Sunt paralizați de respingere și de abandon. Sunt oameni paralizați de faliment după faliment. Paralizați de neînțelegere după neînțelegere. În situația aceasta, oamenii sunt într-o situație disperată. Într-o situație disperată. Și apoi este o a treia dimensiune, de aceea condiția acestui rob descrie nu numai o situație individuală, ci descrie situația omenirii în general, este o situație limită. Uitați ce spune versetul 2, partea finală din Luca 7. Un sutaș avea un rob care era bolnav cum? Pe moarte. Pe moarte. Este o situație limită. Parcă nu e suficient să fii rob, să fii bolnav, să fii paralizat, să fii disperat, dar acum ești și pe moarte. Și omenirea arată așa. Omenirea arată așa. Mulți dintre noi arată în felul acesta. Mulți dintre noi arată în felul acesta. Crize, depresii, boli fizice, lucruri care ne țin paralizați. Nu putem să ieșim din ele. Suntem legați. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus Hristos care l-a vindecat pe acest sutaș, este în biserica sa astăzi. Este aici, în mijlocul nostru. Iisus Hristos aș vrea să spun nu numai atâta, este cu tine, este pentru tine, este în tine și este aici ca să lucreze. Sau acolo unde te afli când asculți mesajul. Pentru că El este pretutindeni. Este un Dumnezeu a tot prezent, a tot puternic, a tot cunoscător, plin de milă și plin de bunătate. Acest Iisus care nu caută la fața omului, s-a făcut păcat în locul tău și în locul meu. În locul tău și în locul meu. Așa spune 2 Corinteni 5 cu 21, Duhul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel. El care n-a cunoscut niciun păcat, s-a făcut păcat în locul nostru pentru ca noi să putem să fim izbăviți prin numele Lui, mărit să fie Domnul. Și atunci, dacă așa stau lucrurile, dacă așa este condiția omenirii, haideți să vedem în al doilea rând, deja am văzut o condiție universală, haideți să vedem în al doilea rând o rugăciune plăcută Domnului. Cum așa arată această rugăciune plăcută Domnului de Iisus Hristos îl laudă atât de mult? Am amintit opt aspecte legate din rugăciunea acestui sutaș, acestui ofițer, care l-au determinat pe Iisus Hristos să spună o credință așa de mare. Dar haideți să ne uităm la trei alte aspecte legate de rugăciunea care place Domnului. Primul. Sutașul acesta și bătrânii care au mijlocit pentru el s-au rugat cu pasiune, cu pasiune. Aceasta lipsește de multe ori în rugăciune. Uitați-vă în Luca 7 cu 4. Aceștia bătrânii lui Israel au venit la Isus, l-au rugat, puneți pe ecran versetul, puneți pe ecran versetul ca să, să, vadă poporul Domnului și să audă cei ce ne vor urmări. Deci Luca 7 cu 4. Acești bătrâni lui Israel au venit la Isus și l-au rugat cum? Cu tot, cu tot din adinsul. În engleză spune Bizothim. Asta înseamnă au pus tot sufletul. Tot sufletul. O rugăciune care mișcă inima lui Dumnezeu este o rugăciune cu pasiune. Și când te rogi pentru tine, și când te rogi pentru familia ta, și când te rogi pentru semenul tău. Nu este o rugăciune formală. Deci nu o rugăciune formalistică, nu o rugăciune învățată, nu o rugăciune meritorie, cum face vameșul în Luca 18 cu 11 la 12. Doamne, îți mulțumesc că eu de două ori pe săptămână postez și toate le fac extraordinar de bine. Nu este o rugăciune comparativă, îți mulțumesc că nu sunt ca și Dorin Druhora. El îmi permite. Este o rugăciune, dragul meu, care vine din inima ta și este cu cuvintele tale. Psalmul 142 cu 1. Cu glasul meu strig. Asta e pasiune. Știi când strigi? Când te doare. Dacă nu te doare, nu strigi. Este drept? Dacă nu mă îl atingi pe umăr, poate că se întoarce și să uită la tine. Dar calcă-l un pic pe dege, să vezi numai. Țipă, nu? <laughs> Dar când te doare în suflet, când te doare în inimă, când te doare pentru casa ta, când te doare pentru familia ta, când te doare pentru semenul tău, strigi către Dumnezeu. Una o rugăciune din inimă, una ca pentru tine și casa ta, Psalmul 35, versetele 13 la 14, David spune, Ei îmi întorc rău pentru rău, își bat joc de mine, dar când ei sunt bolnavi, eu vin la tine, mă rog, strig, plâng ca pentru durerea unui frate. Se roagă ca pentru familie. O rugăciune cu pasiune este o rugăciune cu tot din adinsul. Este una în care stăruiești și nu te lași până nu te bine binecuvintează Dumnezeu. Geneza 32 cu 24, Osea 12 cu 4. Frați și surori, doamne și domnilor, o rugăciune cu pasiune este o rugăciune cu post, plâns și strigăt înaintea Domnului. A făcut-o Iisus Hristos, evrei 5 cu 7, a făcut-o Sfinții, Osea 12 cu 4, Salmul 35, 13 la 14, au făcut-o Apostolii 2, Corinteni 11, 27 la 29. Sau cum te rogi tu când te rogi lui Dumnezeu? O rugăciune care place Domnului Iisus Hristos este o rugăciune cu pasiune. De când nu te-ai rugat așa? Aceasta l-a mișcat pe Iisus în dreptul acestui ofițer roman. A doua dimensiune acestei rugăciuni care place Domnului Iisus Hristos pe lângă pasiune are smerenie în ea. Luca 7 cu 6, partea finală. Doamne, nu te mai ostenia atâta pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Cine este vrednic? Cine este vrednic? Vă spuneam în alte ocazii, vă aduc aminte și acum pentru că este, este, potrivit cu ceea ce vorbim. Dacă ne uităm la cuvintele Mântuitorului, Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Luca 17, versetele 7 la 10. În acest pasaj biblic vi-l citez. Cine dintre voi, dacă are un rob care, uh, care, ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vin o dată și șez la masă. Nu îi va zice mai degrabă, gătește să mănânc, încingește și slujește până voi mânca și voi bea eu. După aceea vei mânca și vei bea și tu. Asta este rolul bosului, nu? Se spună stăpânului, robului, sclavului. Va rămâne îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut și îi fusese poruncit? Nu cred. Cine spune asta? Iisus Hristos. Dar auziți ce spune el mai departe. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să, poruncit, să ziceți. Suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce eram dator să facem. Spre rușinea mea și a noastră, trebuie să spunem că n-am ajuns nici măcar robi netrebnici. Nici măcar robi netrebnici. O rugăciune plăcută lui Dumnezeu este o rugăciune făcută din zmerenie. Doamne, ce cer nu merit. Femeia aceea, sirofenician despre care am amintit și care i-a spus, o femeie mare este credința ta, femeia aceea a, a înțeles. Când Mântuitorul Iisus Hristos a spus, eu n-am venit de când mai la oile pierdute ale casei lui Israel, tu pentru mine și pentru Israel nu valorezi în cultura noastră religioasă mai mult decât un câine? Femeia a zis, da. Așa este, da. Dar eu n-am venit să iau pâinea de pe masa copiilor tăi. Eu am venit ca un cățel să mănânc ce pică de pe masă, din fărâmăturile care sunt acolo. Adică știu că nu merit, pentru că sunt din afara lui Israel, dar o fărăme să cadă și pentru mine. Și dacă va cădea și pentru mine o fărâmă, fărâma aceea îmi ajunge. Smerenie. Domnul iubește smerenie. Cu cât cineva este mai smerit, chiar dacă este în poziție mai înaltă, este mai iubit și de semeni, ne-ați observat. Zice, domnule, este într-o poziție extraordinară, dar e un om cu care poți vorbi. Du-te, domnule, sună-l, abordează-l, că te ascultă, te ridică. Dumnezeu cu atât mai mult. Auziți ce spune Domnul Dumnezeu prin profetul Samuel către Saul. 1 Samuel 15 cu 17 Când erai mic în ochii tăi. N-ai ajuns tu că pe tine săminților lui Israel și nu te-a uns Domnul să fie împărat peste Israel? Când a ajuns așa? Când era smerit. Când era smerit. Să învățăm bine din acest adevăr. Când venim înaintea Domnului nostru Isus Hristos, să venim cu pasiune, dar să venim cu smerenie. Doamne, nu în meritele noastre, te rugăm în meritele Domnului Isus Hristos. Și apoi este a treia dimensiune, este convingere. Rugăciunea pe care a făcut-o acest om este cu convingere. Ce convingere? Uitați-vă ce spune versetul 7 final din Luca 7. Ci zi o vorbă, adică un cuvânt. Și robul meu va fi tămăduit. Frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem într-o biserică penticostală unde se evidențiază darurile Duhului Sfânt, experiențele cu Dumnezeu, cercetarea pe care ne face Dumnezeu. Dar în această biserică și pe îmi vreau să fiu auzit, Țineți minte acest adevăr. Credința nu se zidește nici pe profeția pe care ai avut-o, nici pe minunea pe care ai văzut-o, nici pe experiența care ai avut-o, nici pe visul pe care l-ai avut-o. Adevărata credință se zidește pe cuvântul lui Dumnezeu. Zi un cuvânt și robul tău va fi vindecat. Nu trimite-mi o profeție, nu trimite-mi un vis, nu trimite-mi ceva să văd. Zi un cuvânt. Știți de ce? Credința se naște prin cuvânt, Roman 10 cu 17. Cuvântul Domnului convinge, fapte 2 cu 37. Cuvântul Domnului sfințește, Ioan 17 cu 17. Cuvântul Domnului dă viață, Ioan 6 cu 63. Este cuvântul Domnului care vindecă, Psalmul 107 cu 20. Este cuvântul Domnului care are putere, Evrei 1 cu 3. Și de aceea convingerea ta și a mea când venim înainte lui Dumnezeu este, trebuie să fie aceasta, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, a făgăduințelor lui care sunt da și amin și potrivit cărora Dumnezeu nu poate să mintă. Eu mă rog Domnului și aștept și Dumnezeu îmi va face bine. O rugăciune plăcută Domnului. O rugăciune plăcută Domnului. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, pe lângă o condiție universală, pe lângă rugăciunea care o onorează Dumnezeu, avem un Domn glorios în această istorie. Un Domn glorios. Sutașul acesta s-a încrezut în Domnul. S-a încrezut în caracterul Domnului, s-a încrezut în puterea Domnului, s-a încrezut în Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, din criza robiei. Din criza bolii, din criza paraliziei, din criza disperării și din criza morții, robul acesta a fost izbăvit. Și-a căpătat vindecare. Cum și-a arătat Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, gloria într-o situație ca aceasta? Cum își poate arăta Dumnezeu gloria în situația ta care este disperată? este la limită și ești în criză. Ești pe moarte. Cum își va arăta? Am o veste bună pentru noi toți. Gloria Domnului nostru Iisus Hristos, frate și surori, doamnelor și domnilor, se arată în, în, acest text în trei dimensiuni distincte. Prima este promptitudine. Promptitudine. Luca 7 cu 6. Iisus a plecat cu ei. Cu bătrânii care au venit la el și au zis, Doamne, vină și fă bine acestui sutaș, că ne iubește neamul. Iisus n-a mai comentat, n-a spus, mai am ceva de lucru, n-a spus, sunt busy, ocupat cu alte probleme, s-a dus împreună cu ei. Foarte mulți au această impresie despre Dumnezeu, că e preocupat și că întârzie mereu. Vreau să vă spun că din momentul în care te rogi, Dumnezeu este prezent. Este mai prompt decât mă rog eu și mai prompt decât te rogi tu. Nu ne rugăm noi cât de prompt este Dumnezeu. Roman 5 cu 6, cuvântul Domnului spune, Hristos, la vremea cuvenită, potrivită, a murit pentru noi cei păcătoși. Dacă atunci când era potrivit, cuvenit, când eram păcătoși, El a murit pentru noi, acum când suntem în criză, oare nu este potrivit să vină la noi cu atât mai mult? Cu atât mai mult, băvestesc un mântuitor prompt, un Dumnezeu care ascultă, un Dumnezeu care ia aminte și un Dumnezeu care este gata să intervină astăzi. A doua dimensiune, pe lângă promptitudine, gloria lui se vede în afirmarea pe care o face. Luca 7 cu 9. Când a auzit Isus aceste vorbe, s-a minunat de sutaj, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință așa de mare. A afirmat credința. Frați și surori, doamnelor și domnilor, noi nu avem un Dumnezeu care să ne descurajeze. ci este un Dumnezeu care afirmă credința ta, care încurajează credința ta, că aceasta înseamnă afirmare. Poate că vorbesc cu unuia care este într-o situație disperată, este pe moarte. Ai crescut în casa Domnului, dar în secretul vieții tale ai păcate ascunse. Și poate te duci, și ai vorbit cu cineva și ai spus despre o persoană imaginară. Uite, în condiții de felul acesta, ce zici, ce se poate face? Și poate răspunsul care ți s-a dat și răspunsul era pentru tine, a fost acesta. Nu mai există iertare acolo. Nu mai există mântuire. Nu acesta este Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru spune, este iertare și este mântuire și este izbăvire prin pocăință. Nu slujim un Dumnezeu care să ne descurajeze ci un Dumnezeu care și-a dat viața pentru noi ca să ne ridice să ne încurajeze. De ce în dimineața aceasta aș vrea să vină în ajutorul tău din partea Domnului Isus Hristos, din partea Duhului Sfânt, din partea Tatălui Ceresc, să spunând, este pentru tine speranță. Este mântuire pentru tine, este vindecare pentru tine, este izbăvire pentru tine, este izbăvire pentru casa ta. Nu este criză prea adâncă, groapă prea adâncă, condiție prea adâncă, cât de pe moarte fi. Și dacă ai murit, pe Lazar l-a din morți și pe tine te poate scura. Dumnezeu se ocupă de tine. Afirmare. Și apoi, pe lângă promptitudine și afirmare, este a treia dimensiune, confirmare. Confirmare. Când s-au întors acasă, spune versetul 10 din Luca 7, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. O confirmare. Au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Frașii și surori, când Domnul te atinge, când Domnul mă atinge, trebuie să existe confirmare. Confirmare. În 2 Corinteni 5 cu 17 spune acest lucru pe care îl știți foarte bine. Dacă este cineva în Hristos, cum este? O făptură nouă. Cine confirmă lucrul acesta? Viața ta și noi care ne uităm la tine. Pentru că mulți am știut cine erai Cine eram, cum eram, cum ne comportam, cum vorbeam, ce viață trăiam, ce familie aveam. Dar acum, care este confirmarea? Schimbare, transformare, viață nouă, caracter nou, vorbire nouă, trăire nouă. Când Domnul Iisus Hristos te vindecă, trebuie să existe confirmare. Joi, dacă ați fost joi, cei care ați fost la biserică, a fost mărturia acestui frate din. Timișoara, vindecat din cancer în oase, în fază uh, finală, mortală, ridicat de pe patul morții, pentru că și acum este confirmat de doctor. Stau în fața dumneavoastră confirmat. Dumnezeu m-a din morți. Am avut așa gaură în inimă și când m-am dus, m-a dus soția, ca să decide doctorii cu ce procedură să mă uh, rezolve medical și era două, vă aduc aminte, erau două proceduri, a spus te adormim, introducem o cameră prin, prin gât, prin esofag, până în spatele inimii ca să remăsurăm încă o dată cât de mare este gaura din inima ta pentru că acum la 56 de ani, spunea doctorii, de aici încolo, cu călătoriile, cu oboseala, cu stresul, de aici încolo această condiție este, poate fi mortală. Și a spus, uite, o să te adormim. După ce te adormim, te punem pe masă de operație. Punem camera prin esofag, măsurăm. Dacă este 8 mm gaura din inimă, atunci îți introducem un cablu până în inimă, prin cablul acela introducem o, o umbreluță, au spus, o umbreluță, o trecem dincolo de peretele inimii unde e gaura, deschidem umbreluța și o tragem dintr-o dată și se lipește de peretele inimii. Și asta au fost vorbele doctorului, and you are patched for 15 ani, ești cărpit pentru 15 ani. Good. Dacă este mai mare de 8 mm, atunci va trebui să-ți deschidem pieptul să-ți opri inima și să-ți facem operație pe inimă. Tăiem minima și lucrăm acolo. M-au dus, m-au pus pe masă de operație. După 45 de minute, eram cuturat, pișcat, pălmuit să mă trezesc. M-am trezit și unul dintre trei doctori. Spus, doctor Gok, doctor Gok, you are very confused, sir. Vă spun eu, eu eram mai confuz decât ei, că nu știam unde mă aflu. M-am uitat la ei, au înțeles că n-am înțeles ce mi-au întrebat. Dr. Gogu, are very confused. Și am zis, dar de ce? Dar unde sunt? Și a spus, pe la operație. Și de ce sunteți confuzi? Pentru că... Uite, uite-te aici pe ecran. Mi-au pus să văd și eu. Înainte să te punem pe masă, tu aveai o gaură de 8 mm în inimă. Tu nu mai ai nicio gaură în inimă. Ce s-a întâmplat? Pentru că marți, duminică v-ați rugat și asta se întâmpla marțea. Fratele Tonileni, la sfârșit, mulțumit Domnul și a spus, atinge și inima fratelui Gog. Ce s-a întâmplat? Atunci am știut ce s-a întâmplat. Și am zis, This is God. This is God. Unul din ei, care probabil era indian de națiune, s-a uitat la mine și a zis, It might be God. Am confirmarea. Nu mai este acolo. Inima mai am. Nu, nu. și vă iubesc din inimă. Inimă mai am. Dar Dumnezeu s-a atins. Când Domnul te atinge, este confirmare. Când s-au dus acasă, au găsit pe sutaș cum? Cum a zis Domnul? Vindecat. Prin urmare, în concluzie, cum este starea ta? Ești bolnav și rob? Ești paralizat, deci disperat? Ești pe moarte, în situație limită? Ești într-o condiție în care ai zis, s-a terminat cu mine, s-a terminat cu viața mea, s-a terminat cu familia mea, s-a terminat cu relațiile mele, s-a terminat cu starea mea, cu sănătatea mea, s-a terminat cu toate lucrurile? Vreau să spun, câtă vreme încă ești înaintea Domnului, nu s-a terminat. Nu s-a terminat. Vino și în dimineața aceasta împreună cu mine o rugăciune cu pasiune. Dumnezeu laudă o astfel de rugăciune. O rugăciune cu zmerenie. Nu sunt vrednic, Doamne, dar te rog în vrednicia Domnului Isus Hristos. Și o rugăciune cu convingere, cu convingere, cu încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a murit numai pentru robul acesta, Dumnezeu a murit și pentru tine și pentru mine. Isus Hristos a murit și pentru tine și pentru mine. A murit pentru noi toți, ca să ne ridice de acolo. Și te va atinge, și cei din jurul tău se vor uita la tine și vor întreba, ce s-a întâmplat cu tine? Când ai mers la biserică, aveai altă culoare. Erai palid ca un mort. Uite cum este culoarea ta. S-a atins Domnul de mine. S-a atins Mântuitorul de mine. S-a atins de casa mea. S-a atins de viața mea. S-a atins de biserica Emanuel. S-a atins de biserica în care te închin tu. S-a atins Domnul de tine. Amin?